Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am fost la cumpărături în Kaufland, fiindcă mai aveam nevoie de fructe și legume proaspete, dar bineînțeles că am luat și alte lucruri pe lângă, câteva completări, fiindcă mai avem ceva provizii. Voiam să vi le arăt și voiam să vă zic că sunt foarte încântată că am găsit foarte, foarte multe legume și fructe proaspete, exact de ce aveam nevoie. Vă recomand și vouă să mergeți, cel puțin în această perioadă noi mai mult în Kaufland am găsit și vreau să vă zic că sunt niște prețuri chiar rezonabile în comparație cu poate Mega Image. Noi avem un Mega Image lângă casă, dar prețurile efectiv au bubuit. Nu știu, sau poate așa era și înainte, dar mi se pare o diferență foarte mare. Haideți să începem să vi le arăt pe toate repede, repejor. Sper să vă placă. Nu uitați să vă abonați și să îi dați un like acestui clip dacă v-a plăcut. Vă pup! Haideți să continuăm. Am aici o caserolă de struguri albi, fără sâmburi, de jumătate de kilogram. Prețurile o să le vedeți voi afișate pe ecran, o să le adaug eu ulterior. O caserolă de roșii sherry. Vai ce mă bucur că am găsit roșii sherry. N-am mai găsit de mult și cel puțin astea din Kaufland sunt foarte bune, exact acestea care au și puțină codiță. Căpșunele, o caserolă, cred că tot jumătate de kilogram are, da, din Grecia. De ce este desfăcută? Fiindcă David, când a văzut că le pun pe masă, deja mi-a arătat că vrea, așa că i-am scos 3 căpșunele, le-am tăiat și le-am mâncat pe toate. Îi plac foarte mult și chiar s-a bucurat și el că a primit după atâta timp, fiindcă în ultima vreme v-am zis că nu prea am găsit. Avocado și de acesta mă bucur mult, fiindcă este o plasă de 700 de grame și ce-mi place mie, sunt așa destul de micuți, adică poți să mănânci jumătate sau unul, nu prea-mi plac aceia mari, așa, fiindcă nu am ce să fac cu ei, prefer din ăștia mai mici, așa. Nu sunt copți încă, iar mă bucur foarte tare și o să-i las să se coacă câțiva afară, restul îi bag în frigider pentru a-i păstra o perioadă mai mare de timp. Mango, am găsit mango, am luat 3 bucăți, la fel, mi s-a părut prețul și bun și sunt mari. Mandarine, nu știu cât am aici, oricum peste 1 kg cred, da, 1 kg 300. Ceapă verde, are frunzele foarte lungi, am luat 3 legături. Mere, câteva mere. Oricum, mărul cred că este fructul cel mai rezistent dintre tot ce există pe piață, cel puțin asta este părerea mea. Ardei grași, ce nu sunt atât de grași, am luat doar 3. Erau și la ofertă astăzi, 8,99 kg. Ananas, am luat unul singur, este mare și ne ajunge. O legătură de ridichii roșii. O legătură de mărar, una de pătrunjel. Vreau să vă zic că miroase în bucătăria mea super bine, deci foarte bine. Acum, de la atâtea verdețuri, 2 salate verzi. Deci clar vom face salată cu salată verde cu legume și astăzi și mâine. Să le mâncăm cât mai proaspete. O pungă de spanac de 400 de grame. Mie nu-mi place spanacul, însă voi găti pentru cel mic, pentru David și pentru soțul meu. Dovlecei, 3 dovlecei, 2 vinete, mazăre, vreau să fac mazăre astăzi sau mâine. Am luat de la Edenia, mazăre fine, 1 kg are pungă, așa că mi-ajunge. Produsele de la Edenia sunt, după părerea mea, de foarte mare calitate, așa că eu zic că se merită. Am mai luat de la Gradena un risotto, pe acesta l-am mai încercat în trecut, ne-a plăcut. Punga are 400 de grame, este orez cu legume, văd aici porumb, mazăre și ardei gras. Tot de la Edenia un amestec stir fry, la fel foarte bun, l-am încercat săptămâna trecută parcă și ne-a plăcut, mai ales că are și ciuperj, obicei nu prea se găsește, nu prea, eu cel puțin nu prea am găsit combinații de legume cu ciuperj, dar ăsta chiar este bun. Și încă o pungă de legume
de la Casa Țărănească. Este un mix mexican cu orez, tot 400 de grame. Și la fel avem aici ardei gras, văd că ei au și morcov, porumb și mazăre. Astea au fost legumele și fructele proaspete, cel puțin ce am găsit în primele pungi. Le bag la loc și revin cu următoarele produse. Am pus și celelalte cumpărături pe masă, așa că o să vi le arăt. Ultimele fructe pe care voiam să vi le arăt sunt aceste banane bio. Ca și comparație, vă ziceam mai devreme că în Mega Image am găsit niște banane, de exemplu. Erau undeva la 10 lei kilogramă, iar acestea bio le-am găsit cu 6 lei, cred, ceva de genul. Bine, sunt și bio, nu știu cât de bio sunt ele, dar ca diferență de preț am vrut să fac așa o comparație. Am mai luat o șuncă cu piper, fiartă și feliată. Are acolo pe margine niște piper. Mușchi feliat, fiert și afumat, la fel 100 de grame. Niște mici, nu știu dacă sunt cei pe care îi căutam. Am mâncat la niște prieteni în trecut niște mici de la Kaufland și au fost foarte buni. Sper că sunt aceștia. Mici porc vită, caserola e mare de 1 kg și îmi place că sunt așa puși deja pe hârtie de cop sau ce hârtie o fi aceasta. Sunt 20 de mici în pachet, în caserolă. Mai am luat un lapte Napola cu 3,5% grăsime, 1 litru. 5 iaurturi, tot de la Napolact Bio, cred că tot cu 3,8% grăsime. Păhăruțul are 140 de grame. Iaurtul care îmi place mie, Zuzu Stores, l-ați mai văzut în clipurile mele, am luat 4. O brânzică grasă de vaci de la Lactea cu 20% grăsime, jumătate de kilogram, n-am mai încercat-o pe asta. Voiam doar o brânzică de vaci grasă. Vreau să-i fac lui David niște biscuiți și vreau să mai fac la cuptor o rețetă. Îmi trebuia. Și am luat-o pe aceasta. Un mălai. Sper să fie bun, nu l-am mai încercat. Am unul de la Lidl ce nu-mi place deloc. Pur și simplu face cocoloașe imediat cum atinge apa. Cel pe care îl foloseam eu era de la Băneasa, cred. Nu l-am găsit, cred că de o lună. Tortile wraps. De obicei le cumpăr din Lidl și sunt mai mari ca diametru și sunt 6 pe set. Astea sunt mai micuțe și sunt 8. Dar par mai pufoase cumva, nu știu cum să zic, mai moi așa. Cred că erau și la ofertă astăzi. Am luat două pachete. Două pachete de popcorn cu sare de făcut la microunde. Chio, astea ne plac nouă. O zacuscă țărănească, tot ca să o încercăm pentru prima oară, am văzut că are și fasole, de la Bunătății de Topoloveni. Două pateuri de porc, de la Sadu. O sticlă de suc fără zahăr, din asta Fanta cu greferoz, de 2 litri. Ceva ce vreau să vă recomand din tot sufletul, turta aceasta dulce de la Boromir. Nu știu dacă ați încercat-o, eu am mâncat-o cred că în preajma sărbătorilor. Nu sunt fan turtă dulce, dar aceasta este, sper să fie atât de bună pe cât mi-o aduc aminte, este extraordinar de bună. Punga este de 300 de grame și exact cum vedeți în poza așa sunt. Sunt niște inimioare, iar deasupra au și ciocolata măruie, parcă mi-aduc aminte. De fiecare dată când mergeam în Kaufland, cel puțin în perioada sărbătorilor, îmi luam câte o pungă. N-am mai mâncat de atunci, de suntem în aprilie și bineînțeles că astăzi a trebuit să-mi iau, pur și simplu mi este poftă, de-abia aștept să desfac punga. Dacă le vedeți pe magazin, vă rog, încercați-le, sunt sigură că o să vă placă. Două pungi de chipsuri, marca lor, de la Kaufland. Chipsuri cu bacon și una cu sour cream cu smântână și ceapă. Acestea sunt simple, crocante, acestea sunt așa zimțate. Și ultimele două produse, niște semințe de floarea soarelui, sunt prăjite și sărate. Punga are
200 de grame. Zile trecute era soțului meu poftă de semințe și am descoperit că nu mai avem în casă, așa că am luat o pungă acum. Și niște crutoane pe care iar vi le recomand, sunt foarte bune, merg pentru supe, salate, vedeți aici. Înăuntru este o pungă de 100 de grame parcare, prețul este foarte bun, dar mă refer că sunt pline de aromă. Există multe sortimente cu cașcaval, roșii, verdețuri, astea îmi plac mie cel mai mult. Într-adevăr, au destul de multe calorii, putem să ne facem și noi crutoane acasă, însă din când în când eu zic că putem să ne răsfățăm așa, mai ales că eu când îmi fac salatul la micul dejun pun foarte puține, nu știu, 10-20 de grame maxim. Adică, bine, pun după ochi, nu cântărez, dar îi dă salatei un gust foarte bun. Deci încercați-le dacă le vedeți. Cam acestea au fost cumpărăturile, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să vă abonați, multă sănătate vă doresc!